Am auzit vocile tuturor și lucrurile pe care le vreți îndreptate. Este un nou mesaj transmis cetățenilor de Maia Sandu, care, potrivit rezultatelor preliminare a scrutinului din 3 noiembrie, ar fi obținut al doilea mandat la președinție. Într-o postare publicată pe Facebook, șefa statului a scris că prin munca văzută, dar mai ales nevăzută a zeci sau poate sute de mii de oameni, Moldova pășește înainte cu capul sus. De asemenea, Sandu a lansat un apel către toți și mai ales către politicieni să-și folosească vocea pentru a încuraja respectul față de fiecare cetățean, bunăvoința și buna înțelegere. Toți, cu bune și cu rele, cu diferențele dintre noi, suntem același popor. Și Chișinăul, și Ocnița, și Nisporeni, și UTA Găgăuzia, și diaspora, și cei tineri, și cei vârstnici, și cei care au votat, dar și cei care n-au ajuns la vot. Să ne umplem sufletele de frăție, solidaritate și omenie. Amintim că în turul 2 al alegerilor prezidențiale pentru candidata PAS, Maia Sandu, au votat peste 930.000 de persoane. Socialiștii vor contesta în următoarele zile rezultatele turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale. Aceștia vor depune sesizări la Comisia Electorală Centrală și Curtea Constituțională. Despre asta a anunțat liderul PSRM Igor Dodon pe canalul său de Telegram. Potrivit lui, guvernarea a admis multiple încălcări, care au fost fixate inclusiv de observatorii internaționali. Fostul președinte mai menționează că alegerile au fost fraudate și, inevitabil, guvernarea va plăti politic și juridic pentru aceasta. Solicitată de newsmaker, purtătoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, a declarat că formațiunea nu comentează declarațiile lui Dodon. Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de CEC, Maia Sandu, candidata PAS la fotoliul prezidențial, a învins cu un scor de 55,35% din sufragii, iar adversarul său, Alexandru Stoianoglu, susținut de PSRM, a obținut 44,65% din voturi. Arena politică din Moldova se extinde. După ce candidata independentă la alegerile prezidențiale a acumulat mai puțin de 6% din sufragii, fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, a anunțat că își lansează propriul partid. Declarația a fost făcută în data de 5 noiembrie în cadrul unui briefing. Ne vom mișca înainte pentru ca noul proiect politic să devină funcțional cât mai repede posibil și să procedem la implementarea tuturor acelor acțiuni pe care le așteaptă oamenii. Noua formațiune se va numi Partidul Republican Inima Moldovei. Prim. Este o denumire pe care ne-au sugerat-o mai mulți cetățeni. Irina Vlah nu a precizat cine îi se alătură în noul proiect politic. În primul tur de scrutin, ea a fost susținută de circa 83.000 de oameni. Vlah și-a început cariera în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, iar în 2005 a ajuns deputată pe listele PCRM. A fost parlamentară timp de 9 ani. În 2014 a părăsit fracțiunea comuniștilor, acuzând-o de colaborare cu alianțele pro-europene de atunci, iar în 2015 a ieșit din partid. În același an a candidat independent la funcția de bașcan al Găgăuziei, fiind susținută de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Vlah a câștigat acel scrutin și a obținut inclusiv al doilea mandat. Astfel, s-a aflat la conducerea autonomiei Găgăuze până în 2023. Precizăm că în Moldova sunt înregistrate 64 de formațiuni politice. Alegerile prezidențiale din Moldova au trecut, însă ecoul lor încă răsună la Moscova. Într-un comentariu oferit pentru presa din Federația Rusă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că învingătoarea în turul 2 al scrutinului din țara noastră, Maia Sandu, nu poate fi recunoscută drept președinta a Moldovei. Она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за неё. Peskov a mai spus că autoritățile de la Chișinău nu manifestă interes pentru cultivarea unor relații bune cu Rusia, în timp ce opoziția din Moldova este supusă unui atac, opozanții fiind arestați sau percheziționați. Но что касается нынешнего молдавского руководства, оно, видимо, продолжит теперь свою работу. До сих пор они не проявляли какой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной. Напротив, именно они были инициаторами и исполнителями всех действий по сворачиванию какого-либо взаимодействия с нашей страной, по организации
нажима на наши средства массовой информации. În data de 4 noiembrie și purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe din Rusia, Maria Zaharova, a venit cu un comentariu referitor la rezultatele alegerilor prezidențiale. Într-un comunicat de presă publicat pe pagina oficială a instituției, aceasta a scris că scrutinul din 3 noiembrie a fost cel mai nedemocratic din istoria postsovietică a țării. Zaharova a acuzat guvernarea de la Chișinău de presiune asupra opoziției și a presei independente. Redacția Newsmaker a solicitat un comentariu din partea Ministerului de Externe privind criticile lansate de Moscova în adresa actualei guvernări, însă până la difuzarea acestei știri nu am primit niciun răspuns. Amintim că pe teritoriul țării Maia Sandu a pierdut în fața contracandidatului său Alexandru Stoianoglo cu o diferență de 2,6% sau aproape 36.000 de voturi. Astfel, actuala președintă a obținut al doilea mandat la președinție datorită voturilor din diasporă. Cântărețul rus Filip Kirkorov are din nou interdicția de a intra în Republica Moldova. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Chișinău în data de 5 noiembrie după ce magistrații au admis recursul Poliției de Frontieră. Astfel a fost anulată hotărârea judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din luna mai, prin care interpretul a primit undă verde de a vizita țara noastră. Amintim că în luna iunie 2022, interpretul rus Filip Kirkorov a primit interdicție de a intra în Moldova chiar în timp ce acesta pornise spre aeroportul Chișinău cu o cursă aeriană din Istanbul. Atunci, Poliția de Frontieră a anunțat că artistul nu a întrunit condițiile pentru autorizarea trecerii frontierei de stat, fără a oferi alte detalii. Ulterior, procurorul general interimar de atunci, Dumitru Robu, a declarat că partidul Șor, scos în afara legii, ar fi plătit onorarii în sumă de 260.000 de dolari artiștilor ruși Filip Kirkorov și Morgenstern pentru a cânta la concertul organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Un complice al grupului infracțional care planifica să incendieze mașinile poliției, Comisiei Electorale Centrale, curții de apel și sediile instituțiilor publice a fost reținut în seara de 4 noiembrie în sectorul Ciocana al capitalei. Bărbatul de 31 de ani a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Acesta a fost surprins de oamenii legii de mai multe ori la sediul CEC și cel al curții de apel Chișinău, în timp ce monitoriza situația pentru a găsi cel mai potrivit moment pentru a acționa. Работает управление по борьбе с организованной преступностью. Фамилия, имя, отчество. В последнее время была Центральная избирательная комиссия. Гулял. Что там делал? Сколько раз? Два раза. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia a fost ridicat telefonul mobil, care conține probe concludente pentru cauza penală. Amintim că o mașină din parcarea Inspectoratului General al Poliției a fost incendiată în noaptea dinainte alegerilor, iar oamenii legii investighează cazul. Iar în data de 31 octombrie, 5 persoane au fost reținute în timp ce intenționau să incendieze sediul CEC. Cei 3 bărbați și 2 femei originari din Tiraspol și Slobozia au fost plasați în arest preventiv. În timpul audierii, suspecții au dezvăluit că au fost recrutați de un bărbat pe nume Vladimir, care se află la Moscova. Pentru îndeplinirea sarcinilor primite cu scopul de a destabiliza situația în campania electorală, aceștia urmau să primească 5.000 de dolari. Aproape 4 milioane de lei au fost delapidați din cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și gestionat de Moldsilva. Centrul Național Anticorupție a desfășurat percheziții într-un dosar penal în care sunt vizate persoane cu funcții de răspundere din cadrul Unității pentru Implementare, care activa pe lângă agenție. Potrivit anchetei, în perioada anilor 2014-2016, acestea ar fi gestionat fraudulos peste 10 milioane de lei destinate reconstrucției unor clădiri amplasate în rezervația naturală Prutul de Jos, din satul Slobozia Mare, raionul Cahul. Investigațiile preliminare arată că pentru proiectarea unui garaj și reconstrucția unui imobil au fost alocate 7,4 milioane de lei, dintre care agentul economic ar fi utilizat doar 3,7 milioane, restul banilor fiind furați. Percheziții au fost efectuate la domiciliile a 5 persoane, printre care fostul conducător al Unității de Implementare a Proiectului, reprezentanții agentului economic și ai companiei de proiectare. CNA a precizat
estimează că 3 oameni urmează să fie recunoscuți în calitate de bănuiți și cercetați în stare de libertate. De cealaltă parte, reprezentanții agenției Mold Silva au precizat într-o postare publicată pe pagina de Facebook că oferă tot suportul necesar anchetei pentru elucidarea tuturor circumstanțelor și tragerea la răspundere a celor vinovați, precum și stabilirea prejudiciului adus rezervației și agenției. Peste 50.000 de persoane au depus cereri pentru compensații într-o zi de la lansarea programului Ajutor la Contor. Despre asta a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu într-o conferință de presă. Potrivit lui, cetățenii au 2 opțiuni pentru a solicita ajutor în perioada rece a anului. Poți accesa portalul compensații.gov.md să completeze formularul din acest an sau să se adreseze la asistenții sociale comunitari. Compensația va fi stabilită în baza unor criterii specifice legate de fiecare gospodărie în parte. Ne referim la veniturile globale ale familiei, ne referim la membrii de familie care sunt în gospodărie. Oficialul a precizat că valoarea exactă a compensației va fi cunoscută la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Atunci banii vor fi transferați în conturile beneficiarilor. Ministrul Buzu a menționat că oamenii nu vor plăti mai mult pentru resursele energetice comparativ cu anii precedenți. Totodată, secretara de stat a Ministerului Muncii, Corina Ajder, a menționat că persoanele cu nevoi speciale, familiile cu 3 sau mai mulți copii, precum și vârstnicii, vor primi obligatoriu ajutor financiar. Potrivit ei, datele furnizate de cetățeni vor fi supuse unei verificări amănunțite. Luăm acele date pe care oamenii le introduc în cererile pentru compensații, după care analizăm aceste date prin prisma a peste 11 baze de date deținute atât de guvern, cât și de actori privați, cum ar fi birourile de credit sau furnizorii de energie. Și facem acest lucru pentru că vrem să înțelegem exact situația fiecărei gospodării. Ajder a mai explicat că vor fi verificate 20 de tipuri de venit anual, inclusiv dividendele, veniturile pasive și ajutoarele sociale. Avem acces și la datele deținute de Casa Națională de Asigurări Sociale. Aici vorbim în primul rând de pensii. O să putem verifica exact care e valoarea pensiilor și care e valoarea indemnizațiilor de care beneficiază fiecare gospodărie. Aceste tipuri de indemnizații le verificăm pentru a le exclude din venit. Potrivit Ministerului Muncii, au fost organizați peste 1200 de asistenți sociali, inclusiv 40 de grupuri mobile, pentru a ajuta oamenii la completarea cererilor. Pentru compensațiile oferite pentru această lună, înregistrarea este deschisă până în data de 28 noiembrie. În acest an, plățile vor fi efectuate sub formă de bani, direct în contul bancar al solicitantului sau prin intermediul oficiilor poștale și nu vor fi incluse în facturi. Ajutor pentru antreprenorii moldoveni. Țara noastră va beneficia de un grant nerambursabil de până la 10,7 milioane de euro din partea guvernului Germaniei. Astfel, cel puțin 100 de companii vor fi ajutate să crească, să investească și să contribuie la dezvoltarea economiei locale. Acest lucru a devenit posibil în urma semnării unui acord între Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Banii vor fi oferiți în urma proiectului Facilitatea de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova. Mai exact, grantul în valoare de 10 milioane de euro este destinat pentru a susține recreditarea entităților financiare partenere, care vor acorda împrumuturi investiționale întreprinderilor mici și mijlocii. Alte 700 de mii oferite la fel în calitate de grant sunt alocate pentru servicii de consultanță. Potrivit Ministrului Dezvoltării Economice, Dumitru Alaiba, în baza acestui program, antreprenorii vor putea să investească, să se dezvolte și să creeze noi locuri de muncă bine plătite aici acasă. Iar directorul ODA, Vadim Codreanu, a precizat că este vorba despre un pas important în susținerea economiei naționale și a stabilității domeniului antreprenorial. Acordul de grant și de proiect între Moldova și Germania a fost semnat în luna martie. Durata proiectului este estimată la 3 ani.
Locuitorii din mai multe orașe ale Spaniei sunt afectați în continuare de inundații provocate de ploile torențiale. Autoritățile au emis cod roșu de pericol extrem pentru Barcelona și alte localități din Catalania, în timp ce echipele de căutare cercetează în continuare zona Valenciei pentru a găsi cadavre. Din cauza furtunii puternice, aeroportul internațional El Prat a fost inundat, peste 80 de zboruri fiind anulate sau au fost întârzieri mari, iar circulația trenurilor în unele regiuni a fost suspendată. Orașul de coastă Tarragona a fost de asemenea grav afectat. Inundațiile au îngreunat semnificativ circulația rutieră, iar parcările subterane s-au umplut cu apă. În aceste condiții, Ambasada Republicii Moldova în Spania a emis o alertă de călătorie pentru Barcelona, întrucât sunt așteptate precipitații intense, vânt și descărcări electrice. Diplomația recomandă evitarea acestei regiuni și îndeamnă oamenii să nu iasă în stradă dacă nu au o urgență în următoarele 24 de ore. Experții avertizează că este vorba de aceeași furtună care săptămâna trecută a provocat inundații în Valencia. Autoritățile spaniole au trimis 7500 de soldați în provincie pentru a sprijini zonele afectate. Aceștia sunt implicați în distribuirea alimentelor, curățarea străzilor și protejarea de hoți. Regele Spaniei, Filip al VI-lea, împreună cu soția, regina Letizia, au vizitat duminică 3 noiembrie orașul Paiporta, situat aproape de Valencia, unde locuitorii i-au atacat cu pietre și noroi. Spaniolii consideră că autoritățile nu i-au avertizat la timp despre pericolul care îi așteaptă. Președintele guvernului din Valencia, Carlos Mazón, a declarat că fiecare familie va primi câte 6.000 de euro, iar pentru orașele afectate vor fi alocate peste 200.000 de euro în parte. Oficialul a adăugat că regiunea va solicita un pachet de prim ajutor de peste 31 de miliarde de euro de la guvernul central al Spaniei, iar banii vor fi cheltuiți pentru restaurarea infrastructurii esențiale. Precizăm că numărul victimelor în Valencia și suburbia Paiporta a ajuns la 217 persoane, iar zeci de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Aceste inundații sunt considerate cele mai grave din Europa din ultimii 50 de ani.